Natalia Cheftenea aici, vorbește Moldova în acest platou, aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Vestea că va avea în curând un copil a luat-o pe Vera Cuciuc prin surprindere. N-am văzut că nu-i greas și nu-i rău și una și alta. Și nu știam că sunt sărșină. Și până mă auzi și mi-a spus că da, și că ești sărșinată, dar mai 7 luni și așa ceva. Femeia nu are picioare și se deplasează cu greu. Dar nu asta o îngrijorează pe viitoarea mamă, ci condițiile în care va trebui să-și crească bebelușul. Am început o leacă să fac remont la camera și a mea. Ne-am pus aboi, ne-am pus de-asta cu ajutorul cu oamenilor, ne-am pus steclopachetul numai că e greu, că e frig și soba trebuie acolo. Trebuie aici mai multe, vedeți, podeaua vine rășe, vine șoare și mai scurtă e slut treaba. Dar nici asta nu e cea mai mare îngrijorare a femeii. Vera spune că în 2 luni opaște un alt pericol. Sigur, 100% când copilul nu o lăsă. Cine vrea să o lase pe viitoarea mamă fără copilul pe care încă nici nu l-a născut? Și din ce cauză? Unde este tatăl bebelușului? Și ce spune el despre această situație? Ce alte detalii șocante se ascund în spatele unei istorii incredibile, dar absolut adevărate? Aflăm în această seară. Vera Cuciuc a venit astăzi la noi în emisiune pentru că îi este teamă să nu rămână fără copilul pe care îl va aduce pe lume în curând. Cât de întemeiată este această frică? Vom afla chiar acum. Să o întâmpinăm pe eroina noastră. Vera, te ajut? Te descurci? Da. Te rog aici, pe canapea. Sigur nu ai nevoie de ajutor? Nu, singură. Mă uit la tine și îmi pare incredibil. Eu vreau să te întreb în primul rând de ce mergi în mâini? Tu nu ai cărucior? Eu am 2, dar eu sunt prinsă, dar așa, am 10 ani, că nu-mi lua așa, dar... Fără cărucior? Fără cărucior, cum mă dor mâinile și eu am de prins, m-a dat cu mușchi, dam așa să merg. Deși el ai, nu e mai simplu? Nu ar fi mai simplu? E mai simplu, dar și nu e greu. Cărciorul meu ușor așa, m-a prins, dam așa. Hai să vedem un material video din care vom afla mai multe despre tine și viața ta. Atenție la ecran. O întâmplare nefericită din copilărie a lăsat-o pe Vera Cuciuc fără ambele picioare. Tata lucra și nu era acasă și mama s-a dus după lapte și ne-a încuiat în casă și s-a dus. Și rămâne sora mea s-a găsit țărniși, a dat foc la pilinci. Medicii s-au străduit să-i păstreze Verei picioarele, însă rănile au fost prea adânci. La 7 ani m-a ridicat așa în cioare, țin minte, m-a ridicat în cioare, în ciorușă, dar aveam și a Island. Mai ne l-a scurtat astea la 19 ani, că la mine scoșie era carne străină și un os așa de lung. Viața grea și plină de lipsuri a împins-o pe sărmana femeie și nu o singură dată în stradă la cerșit. Mai cerșam, așa, dar mai am nimic greu și nu mă duc și pogod, dar mai înainte mă aducem, mai facem câte o căpică. Din cauza oboselei permanente, acum Vera își petrece timpul mai mult prin casă. Pereții reci, interiorul sărăcăcios și soba care stă să cadă din mijlocul casei formează un tablou dezolant. Nici camera pe care viitoarea mamă vrea să o pregătească pentru micuța sa nu arată mai bine. Dar dacă va reuși să facă ce și-a pus în gând, femeia spune că le va fi suficient. Eu că vreau în camera asta să fac o subșoară, cât de micuț așa, un micuț și o lijâncuț așa și bă. Aici da, mă să țin fată, numai să și boleacă de condiții să ne fac. Vera, nu pot să nu te întreb cum te descurci prin casă, în gospodărie. Mă descurc așa, pot mătura, fac mâncare așa, numai... Faci singură mâncare? Da, și singură fac și sora face și eu, așa, câteodată eu, câteodată e. Am mai prostă, e greu cu burta, dar așa fac singură. Asta vroiam să întreb, probabil acum este și mai greu, nu? E așa, înainte așa, mai ușor era, dar mă, eu crește și mai... E mai greu, leac.
Dar urmă, văd că povestești cu zâmbetul pe buze, ești foarte optimistă. Ce termen exact de sarcină ai? E aproape 8 luni, așa merg, pe aproape 8. Știi pe cine vei aduce pe lume? Fetiță. Zi-mi, te rog, deja i-ai ales și numele viitoarei tale fetițe? Încă nu m-am gândit. Trebuie să m-am mai decid. Ai tot ce este necesar pentru tine și da, pentru ne-am mai câștigat, ne-am mai adus niște persoane, niște hăinuți la fetiță. Așa, până când. Pentru că ceea ce este în casă pare dezolant. Da, deodată așa, poate cu ajutorul Domnului să fie normal. Deci așa. Elementar, pătuț, cărucior pentru copil, așa ceva? Nu am. Dar ce spune tatăl copilului tău? Zici că nu crede că e al lui, dar i-am spus că e al lui, cum să nu și bată. El nu crede că este copilul da. Lui? Da. Și astfel se scutește de toată responsabilitatea? Da, ca să da. Și tipa, nu vrea să răspund, că ea singură îmblă pe drumuri. Și atunci cum crezi că te vei descurca tu singurică și un copil nou născut? Cu sora, o să mă ajute mai departe, cu dânsa mai descurc. Tu speri în ajutorul surorii tale? Da. Și doar al ei, înțeleg. Da. Mai ai în cine să speri? Nu. Vom vorbi astăzi și cu sora ta, pentru că a ajuns și ea la Chișinău, la noi aici, în culise. Dar... acum vreau să te întreb, de ce ai venit tu astăzi la noi în emisiune și de ce ți este frică? De să nu iei copilul de asta. Asta eu nu vreau, știți, să ajung copilul meu la stat. Asta nu doresc. Și aș vrea să fac o leacă de condiții. Dar cine te amenință? Tu zici că ți este frică. Nu, și primărie așa zice, dar am spus și la primărie că nu sunt de acord să dau copilul. Deci autoritățile, de fapt, da. Vor să-ți ia copilul. Da, dacă zici că n-ați și bătut normal, un alta să iei, dar am spus că eu o să cresc copilul ăsta. O leacă să-mi șebă greu, dar eu am să cresc cu sora mea, să cresc copilul. În această seară vorbim despre o viitoare mamă care și-a pierdut de mică ambele picioare, iar acum se teme că își va pierde și copilul pe care trebuie să-l aducă pe lume peste 2 luni. Vă întrebați cine și cum o poate face. Vă spunem noi, este vorba despre autorități. Iată ce ne-a declarat asistenta socială din Dubăsarii Vechi, Tatiana Cerlat. Viera nu primește alocația asta de 180 de lei și compensația transport. Altceva ei nu primește nimic. Dar noi chiar să vrem să o ajutăm. Numai că el nu are un loc stabil de trai. El nu este teulea că fuge. Și o găsă la Chișinău, adică cerșă. Mai scurt, situație, vine și o luau bărbați, o zic că nici asta îmi place, eu vreau. El vine în față, bată, eu o ducem bată și la primărie, o punem, facem comisie, bată, o ducem ușisă, chiar e încă mulți concubine au avut, foarte mulți. Și o ducem și, uite, verții, îți place viața asta. Ea să-l nască, îți vei și o săptămână, două, după care îl pune într-o geantă în spate și pleacă la Chișinău. Și să-l scoată, ca adică să facă mai mulți bani. Asta e scopul ei. Asta e business, nu e... Că e instinct de mamă, e nu-l are. Și dacă eu scăpăm aici în sat, apoi noi să ne complicăm de tot ne complicăm. Și azi abia stăm cu grijă să ne tremure și inima, că nu cumva să întâmple copilul ăsta, doar fere să întâmple ceva, până noi răspundem toți. Da. Dar e sigur 100% copil, noi nu-l lăsăm. 100%, noi am fost la direcție, am vorbit cu asistența persoană, adică asistentul, în domeniul asistența parentală, că sunt familii, e necesită îngrijirea pe alte persoane. Adică cum tu necesită, tu adică să poți îngrijă tu un copil? Sigur că nu. Tatiana Cerlat, asistentă socială din Dubăsarii Vechi, pe care tocmai am ascultat-o, a refuzat să vină astăzi în platoul nostru. În schimb, îl avem astăzi printre experți pe domnul Valeriu Burca, șeful Direcției Asistență Socială din Raionul Criuleni, care cunoaște situația și ne poate spune mai multe despre acest caz. Domnule Burca, bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vreau să vă rog să ne spuneți mai întâi dacă și dumneavoastră credeți că Vera nu poate să-și crească viitorul ei copil?
onorat public, vreau să spun că asistent social din sat a examinat cazul respectiv, fiindcă dumneei lucrează de mult și a discutat multe întrebări. Și argumentele pe care le-a adus păreau foarte convingătoare. Sunt la 100%. Vreau să vă întreb, asistenta socială din Dubăsarei Vechi a zis foarte clar că copilul pe care îl poartă Vera acum sub inimă poate să se trezească în pericol, tocmai din cauza mamei lui. Vreau să vă întreb despre ce pericol este vorba. Eu cred că pericolul a copilului, a viitorul copil al lui Vera, nu există. Vera, de Doamne, să nască tot bine și autoritățile, cât Consiliul Raional, cât și Direcția Asistență Socială, cât și statul, va avea grijă ca copilul respectiv să fie bine. În ce manieră va avea grijă? Asta vreau să vă întreb. Deci, va avea grijă luându-i copilul? Nu luându-i copilul, până ce nu se pune problema de a-i lua copilul. Asistenta socială, tocmai ați auzit-o, a zis că noi 100% copilul nu îl lăsăm. Este o întrebare deja decisă? Întrebarea încă nu e decisă. Noi trebuie să o ajutăm pe Vera, să facem reparații în odaia respectivă unde trăiește. Deci, altfel spus, vreți să-i mai dați totuși o șansă? Să-i dăm o șansă, încă să vedem. Dar vă spun că Vera s-a primblat pe teritoriul Republicii Moldova cum a vrut ea, din sat în sat, și ultima ei sat a fost în Cubolta, în raionul Sângerei. Unii din Cubolta au apărut în toamna anului 2018 și în luna noiembrie au apărut iarăși la Dubăsarei Vechi. Ca să cunoașteți... Deci, ca să înțelegem, duce un mod de viață nomad? Călătorește prin satele Moldovei. Nu are o casă? Ce locuința pe care am văzut-o în locuința reportaj? Respectivă, casa ce? Respectivă, este casa părintească. Așa? Da, casa părintească. Unii într-o odaie trăiești sora și într-o odaie trăiești Vera. Deci este locuința ei proprie, este nu? Locuința lor proprie, nu o lungă da. Nimeni de acolo, dar nu are tot dreptul. Cine să o alungi, dacă e a lor, e de la părință rămasă. Așa, am vrut să remarc acest lucru ca să ne fie clar tuturor. Păi eu în locul asistenței sociale eram acolo cu Vera. Vera, după calitățile, Vera, nu te supăra, dar așa este. Deci după calitățile pe care le are, legea îi permite și obligă asistența socială să acorde un asistent social care să aibă grijă de Vera să o ajute. Asistent personal din care trebuie să fie eliberat de stat. Statul, iată, îl avem statul pe domnul Burca, poate să aibă grijă. Are un asistent? Păi voi puteți... Noi suntem în căutarea, dar vreau să vă spun că la Dubăsarei Vechi, după informația care o dețin eu de la asistent social, nu se găsește o persoană care să aibă grijă și de Vera, și clar lucru și de viitorul copil. Deseori noi se întâmplă că acești asistenți găsim... personali se oferă a fi rudele sau apropiații oamenilor în probabil situația chiar aceeași Verii. Soră, așa. Dacă ar fi salarizată și ar fi pur și simplu i s-ar da funcția de asistent personal pentru nepoțica sa, de ce nu? Domnule Burca, știți ceva despre asta? Sora Verii ar putea fi asistentă ei? Eu personal n-am discutat cu sora Verii, vă spun sincer, n-am discutat. Dar situația o cunoașteți? I s-a propus așa? Suntem în discuții, vă spun, suntem în căutarea unui asistent personal. De cât timp? Timpul, noi nu punem timpul. Timpul când s-a găsit persoana, atunci putem să o angajăm. Deci, din câte înțeleg, gradul de invaliditate, Vera l-a primit de foarte mult timp. Ea zice, da, de la 9 luni a rămas fără picioare. Păi, cât timp se caută un asistent personal? Sau e de la o anumită vârstă? Sau cum, domnule Burca? De la o vârstă oarecare. Pur și simplu, persoana, dacă se găsește, depune documentele, depune cererea și se angajează în câmpul muncii. Cine trebuie să-i caute un asistent personal? Voi sau ea personal? Noi vă spun că și direcția, și primăria suntem în căutare. Cum îl găsim, cum... facem, hotărăm întrebarea ta. Diana a dat un exemplu și o idee foarte bună, de fapt. Sora ta, scuze, lucrează undeva? Nu lucrează. Păi dacă nu lucrează, este cel mai apropiat. Și-i rudă, îi soră, o să aibă grijă de nepoată, dar și de soră. Ce îmblați și căutați? Sau nu vă insuflă încredere, poate. Domnule Burcă, explicați situația. Că mai ales că mai ales sora nu lucrează. Care este ideea? Ideea sau sora este nu poate să găsim o altă persoană. Decât vă spun sora de la început, da. Fiindcă eu vă spun, eu nu o cunosc pe sora și nu vreau să duc lumea în eroare. Dar vă spun, noi suntem în căutare la o altă persoană. De ce o altă persoană, domnule Burcă?
Eu mai departe nu pot să spun. De ce? Fiindcă nu o cunosc pe dumneai și nu pot spune nimic despre dânsa. E posibil și varianta da. Eu cred că asistenta care este acolo v-a informat de ce nu o cere pe soră. Nu avea cum să nu vă spune că cunoașteți pe asistentă foarte bine după cât am văzut. Și v-a spus că sora probabil așa, din cauza asta nu se poate. Și atunci dumneavoastră căutați pe altcineva. Asta că nu vedeți aici, spuneți, e dreptul dumneavoastră. Eu cred că absolut e și corect. Să nu bârfim sau nu vorbim despre de persoana care nu este aici. Imediat o vom cunoaște pe sora Veri și să o întâmpinăm. Elena, bună seara. Te rog să iei loc acolo pe canapeaua liberă. Vera, deci în Elena tragi cele mai multe speranțe, da, privind copilul tău și ajutorul. Da. Și ești convinsă că Elena te va ajuta? Sunt convinsă. Elena, tu ești gata pentru această misiune? Da. Elena, dar tu cum crezi? Cu cine i-ar fi mai bine viitorul lui copil, acestei fetițe pe care o așteaptă Vera? Cu voi sau totuși în grija statului? Cu noi. Dar uite că condițiile pe care le-am văzut din casa voastră nu sunt deloc bune pentru a crește un bebe nou născut. Nu, dacă e să fac camera, ei să-i fac remont, azi și condiții care să crească copilul. Dar cine, cum crezi, trebuie să-i facă reparație? Mai ales că e pe ultima sută de metri, au rămas încă luni numărate. Nu știu. Tu muncești undeva, Elena? Când este vara, lucrez prin patlajele, pe deal. Cu ziua? Cu ziua. Și acum? Acum acasă, șot. Și Vera la fel, din ce trăiți, din ce mâncați, din ce existați? Acum eu am soț care mă susține, din păcate, dar cât am fost singură, eu singur m-am susținut. Cum te-ai descurcat? Foarte greu, dar pe urmă m-am luat amâni. Și soțul tău trebuie acum să vă întrețină pe ambele. El lucrează? Da, lucrează la primărie. Și el ce spune despre decizia voastră de a... El spune că copilul nu este vinovat cu nimic. Și este gata și el să o ajute pe Vera? Da. Unde lucrează el? Lucrează cu gunoiul, cu... Și îi spune și ea face. Bănuiesc că nu câștigă foarte mult. De asta nu știu, nu pot să vă spun. Vă ajunge măcar de mâncare? Ne ajunge. Și pentru pâine, și pentru producție tot ne ajunge. Dar uite, am aflat că Vera este nevoită din când în când să cerșească. Sora ta. Da, cât n-avea bani, și el la Chișinău își face bani tot pentru dânsa, nu pentru noi. Ca să aibă și mânca. Și atunci, cum va fi cu micuța pe care o va naște în curând, dacă va trebui iar să meargă să-și facă bani cerșind? Eu cred că se descurce. Cu tot cu copilul? Da. Adică va merge la cerșit cu micuța? Nu, așa de cu mine. Dar nu crezi că va fi mai bine ca totuși statul să ia acest copil în grija... Nu. Lui? Nu. Nu sunt de acord. Nu? Nu. Responsabilii de la asistența socială ne-au spus că au discutat cu tine, Elena, în această privință. Ți-amintești ce ți-au spus? Da. Te rog să ne spui și nouă. Ne-a spus că dacă eu o să fiu săglasnă să am grijă de copil, ei pot să-mi scrie copilul după mine ca eu să am grijă de el. În ce sens să-l scrie după tine? Ca eu să am răspundere, să-l hrănesc, eu să... Să fii tu tuturele, da, acestui copil? Da. Și să răspunzi de el? Da. Înțelegi cât de mare este această responsabilitate? Înțeleg foarte bine. Tu nu ai încă proprii copii, nu? Nu. Și cât de pregătită ești pentru a deveni tutore pentru viitoarea ta nepoată? Foarte bine că... Deci ai acceptat această... Încă eu n-am propune. Dat săglasă, încă. Cum? Sora eu încă n-am dat săglasă, eu cam nu sunt de acord. Ia să mă ajute că și-a spată eu. Dar de ce nu ești de acord? Este propria ta soră.
Propria mea soră, dar tot e mai bine când eu răspund de copilul meu. Ea vrea să-și crească eu copilul. Eu nu pot să dau tuturor cuiva. Ea vrea să-și crească. Eu, de exemplu, în loc de... adică eu aș da un sfat. În loc să se deranjeze cum să facă să ia copilul Verei, cred că cel mai bine ar fi să se deranjeze, să se strângă o mână de oameni, să facă cât de cât o reparație cosmetică în casă. Nu este mult de făcut acolo, din câte am văzut. Se poate. Și astea două luni de zile să facă cât de cât o reparație ca să aibă unde să-și aducă Vera copilul. Te rog să ne spui, de ce tu ești convinsă că Vera nu va putea crește copilul pe care îl poartă sub inimă? Da, eu știu, nu știu, cred că nu poate, pentru că nu mai are un copil și e la mine acasă. O cresc de la 9 luni. Am trăit în familie. Eu am spus că eu de toate am la tine. Dar eu vreau bărbat. E drept? Nu satură. Cu cine imagine? Cu cine? Păi, Gheorghe, ce vrei să faci? Ca să înțeleg. Mâine ți este această femeie străină și v-ați spus la revedere și ai plecat fără niciun fel de angajament? Ce termen exact de sarcină ai? Ies aproape 8 luni, așa merg, aproape 8. Știi pe cine vei aduce pe lume? Fetiță. Dar ce spune tatăl copilului tău? Zici că nu crede că e al lui, dar i-am spus că e al lui, cum sunt și bătut. El nu crede că este copilul lui? De ce ai venit tu astăzi la noi în emisiune și de ce ți este frică? De să nu iei copilul, de asta. Asta eu nu vreau, știți, să ajung copilul meu la stat. Asta. Sigur, 100% noi copilul nu lăsăm. Nu sunt de acord să dau copilul. Următoarea noastră invitată, care va intra în platou, este ferm convinsă că Vera nu va fi în stare să aibă grijă de propriul ei copil. Ce o face să fie atât de pornită împotriva eroinei noastre, vom afla imediat. Mă invit aici pe Anastasia Calcatinge. S-o întâmpinăm! Anastasia, bună seara! Bună seara! Vă rog să luați loc aici, pe canapeaua liberă. Anastasia, da. Te rog să ne spui, de ce tu ești convinsă că Vera nu va putea crește copilul pe care îl poartă sub inimă? Da, eu știu, nu știu, cred că nu poate, pentru că nu mai are un copil și e la mine acasă. Veronica, se numește, fata are 10 ani în toamnă. O cresc de la 9 luni. Copilul Verei. Da. Am luat-o împreună cu Vera. O stat un timp și Vera la mine. Pe urmă s-a dus cu concubinul, a venit iar a plecat, iar s-a dus cu bărbații care iubește, nu știu cum, acolo, de unde. Dar copilul a rămas la mine. Și tu îl crești? Da. De la 9 luni de zile? Da, 9 luni. Având deja 10 ani? 10 ani. Vera cât de des vine să-și vadă fiica mai mare? Foarte rar. Foarte rar cât de rar? 3 ani nu a fost deloc. 3 ani de zile? Da, fata nu și-a văzut copilul. Fata a fost la dânsa, să duci acolo la dânsa acasă, unde trăiesc ele, mă. Dar cum vă numești fata pe dumneavoastră? Mama. Dar poate asta și motivul de ce Vera nu mai vrea ca a doilea copil să fie luat în tutelă de către sora, pentru că ea a pierdut relația de tot cu Veronica. Eu nu i-am interzis. Da, vă numește mamă pe dumneavoastră. Poate mama. Vera vrea ca a doilea copil să o numească și mamă. Și poate mai întâi întrebăm de ce copilul Verei o numește mamă pe altă femeie. Nu vreți să o întrebăm? Vera, cum se întâmplă că mai ai un copil, dar nu tu îl crești? Eu am stat cu copilul la o familie și n-astea au fost de acord să... La familie și Eda m-am dus și n-astea au fost de acord să trăiesc la dânsa. Jos pălărie oamenii și ei care te-au luat. Și s-au crescut copilul până la 9 luni. Am făcut cunoștință cu oamenii și ei, o contactam pe Vera, că noi suntem de mult prieteni, de mătușa mea. Și o sunam tot timpul pe Vera și o întrebam, și faci fata cum încolo, încoace? Și am sunat la oamenii și ei și am dat bună ziua, mă scuz oamenii și ei, că uitat cum o cheamă pe doamna, de știu că cheamă Serioja. Și-a întrebat, zic, dar poți să vorbesc cu Vera? Zic, să văd ce faci fata. Și oamenii și-am spus, noi de Vera ne-a despărțit acum o lună.
am dus-o în raion înapoi de unde am luat-o, că eu luat-o din raionul Criuleni. Că eu a fost luată de o femeie din sat, femeia și ea din sat era dintr-o familie vulnerabilă. Și când a găsit-o asistent social acolo, era frig și a luat copilul, când i-a pierdut sânul, că avea probleme, mă rog, așa era. A luat copilul și s-a dus cu dânsul în raion. Oamenii ăștia au venit, erau oameni de credință ortodoxă. Ei țineau posturi, niște oameni extraordinari. Eu acolo am botezat copilul. Am botezat copilul la Butuceni, la mănăstirea Butuceni, este și părintele. De ce a plecat? Nu era Gheorghe. Problema că nu era Gheorghe. Și oamenii și ei mi-au spus așa, că au zis că noi ne-am despărțit de Viera, însă înapoi în raion, că eu am făcut legătură cu o vecină și au sunat la vecina și ea și au dat coordonatele lui Gheorghe. Gheorghe, eu sună aici. Dar Gheorghe, noi nu vrem. Fiind iubitul tău și tatăl copilului mai mare. Da. Și eu am făcut legătură cu dânsul și Gheorghe sună acolo. Și noi suntem oameni de credință și nu vrem să avem legătură cu omul ăsta de la pușcărie. Și noi am întors-o înapoi în raion. Eu am sunat în raion, am cătat cartea de telefon, am sunat acolo în raion și am întrebat, zic, chiar că este o fată fără picioare, zic, poate să vorbesc cu asta? Eu zic că da. A venit Viera la telefon, a început să plângă, nastă, ia mă, te rog frumos, chiar că copilul vor să ne leie sub tutela altcineva, pe mine mă dă la un centru de plasament. Zic, mai Viera, zic, eu dacă pot face ceva pentru tine, zic, te eu. Într-un final, ai ajuns să o iei pe Viera și pe copilul ei, da, de 9 luni. Am luat-o acasă. Cât a mine... stat? Ea și cu copilul la o luni de zile a stat atunci. Și? După asta? Am făcut documental că rămâne la mine. Eu m-am dus la oraș după producții, dar după, mă rog. Așa. Eu am rămas cu, era cu sora ei, cu Ileana și au rămas ele amândouă. Și cu, cu fetele mele, cu fata mea și de-amor cu Veronica. Când am venit înapoi acasă, nu era nimeni. Nu-s copiii, nu-s fetele, nu-i nimeni acasă. Îmi blocat, mă duc la vecină. Și că nu-i Viera, au luat-o Gheorghe, cu căruța, cu hainele și s-a dus. Mă duc la vecină, copilul meu e acolo. Eu copilul o las pe Viera, am înțeles că e la Gheorghe. O-am lăsat-o o lună, două. M-am dus eu undeva acolo la magazin, când fata lui era 16 octombrie. Era frig și de comânicuță așa, ea cu pampersul plin, murdară. Mă duc până lângă dânsa, dar îi întinde mâinile la mine, mama. Eu zic, dar și stai aici, era concubina lui tatsu. Zic, și stai, tante Vale, și o aștept pe Viera zvid la Chișinău să aducă bani, să cumpărăm zahar, să facem gin. Ies cu bară din rutieră, zic, leapă, dă-te rog frumos, fiterul, că ți-i cald, dar copilul ăsta e frig. Am dezbrăcat, am îmbrăcat copilul, l-am dat alu femeie și ea, s-a dus acasă. Am venit acasă, îi spun lui Ileana, Ileana, dă să fac ceva, dă să fac niște haine de-a fetei mele și du-te, te rog, și-i du-l Viera în deal, că n-are că și îmbrăca fata, că s-o lipada cu Gheorghe. Ileana, zic, nu mă duc, mă tem de tata. Să haidem amândouă. I-am dus amândouă, încă tata lor era jiu încă. Am dus acolo, a ieșit fata printre astea într-o pereche de șorte și era frig. O ieșit tatu. Tatu a început să mă numească, mă împroșca cu țigări, mă fășe în tot felul. Dar fata a alergat și s-a apucat de gâtul meu, mama, la mine. Și eu am luat și am îmbrăcat-o și am spus câte lilis de față. Și am spus, Viera, eu fata asta o eu la mine. Zic, și așa și cum aș și unde te duci tu și ei să faci, dar eu fata nu ți-o dau mai mult. Zic, e rămâne la mine. Eu ți-o iau și pe dânsa. Am luat-o iar pe dânsa înapoi. Și ne-am dus și cu Ileana, ne-am dus toți la mine. Am trăit în familie. Eu am spus că eu de toate am la tine. Dar eu vreau bărbat. E drept? Femeia a vrut bărbat că e tânără și... Nu. Și-a lăsat copilul și s-a dus după bărbat. Da, știi, fiecare dată am chemat-o, vin și vieți fata, vin așa, vin așa. A fost, s-o decadă din drepturi părintești, am avut judecată. Deci ai vrut să o lipsești de drepturi? Nu, eu, asistență socială, am vrut să o lipsească din drepturi pentru că a ieșit așa un fel că nu se dădea pe tutelă nimic. Eu am ținut fata practic fără bani, fără nică. Eu m-am dus la asistență socială și am zis, zic, băi, oameni buni, eu înțeleg, dar măcar de o sodă, de o să pun, copilul să spală, să îngrijește. Eu... Absolut corect. Da. Așa? Ce ți-au spus? Și au zis că trebuie să o decadem pe Viera din drepturi părintești, că așa era legea atunci, au zis că. Să o decad pe din drepturi părintești ca să-i dea ei pe tutelă. Așa. Să dau 600 de lei. Aici ne-am dus noi cu Viera la vă două suduri atunci. Și... Până la urmă, cu ce s-a terminat? Noi ne-am înțeles noi de noi, că așa ne-a dus judecătoare și ea. A refuzat să... Da, Anastasie, la ziua de astăzi, ești tutore oficial al fetei Verii. Da, da, da. Și eu, mai scurt, ce noi am făcut și ne-am înțeles noi între noi și eu o dat de acord să-mi dăie pensia ei lunar. Pensia ei de invaliditate. Da. Eu pentru copil. Așa a fost înțelegerea voastră, da. Ca să nu fie lipsită de drepturi și tu să rămâi tutorele... Și așa și-a fost. Și atunci noi putem în situație de genul ăsta, o să acuzăm pe o femeie de, la nivelul Viera, că nu merită să aibă copil. E merită, dar numai că ei nu-i poate îngrijă. Păi, nu, stați, nu. Hai să nu ne ducem, Cel care, uite, dumneavoastră este o persoană care a renunțat la tot ce avea mai scump, doamna.
mai scump decât pensie care avea, nu avea în viața asta. Domnule Mohamad Fard, aici o să fiu eu cumva o contrabalanță pentru dumneavoastră. Deci, dacă ați fost foarte atent, Anastasia la început a povestit, Vera, împreună cu copilul, a fost plasată de autorități. Nu aruncăm aici toate pietrele în curtea autorităților. Nu primesc pensia de la într-o familie, primind pensia ei de invaliditate, având casă, masă și fiind îngrijită de o familie. A plecat de dragul unui bărbat, al căruia o să vedem mai târziu. A fost adăpostită de altă familie, de Anastasia, care i-a oferit casă, masă și nu a rugat-o să-i dea pensia ei. Puteau trăi, putea avea această pensie, crește copilul ea și profita de ajutorul Anastasiei, care este și ea o mamă singură. Iarăși a preferat să meargă de dragul bărbatului în altă parte și să-i lase copilul în grijă acestei femei. Și doar atunci când s-a pomenit cu riscul de a fi lipsită de drepturi părintești, a făcut această înțelegere cu Anastasia. Eu sunt de acord absolut și vreau să vă spun că înțeleg pe Vera perfect, pentru că este o femeie sănătoasă, perfectă și sexul trebuie și ei. Sexul prevalează asupra grijii pentru copii. Unde să-i ducem? Nu a avut, din contra, ea nu a neglijat copilul, pentru că a combinat cele două. A avut și pe soț și pe iubit, a lăsat și copilul în mână cuiva care avea încredere și a lăsat pensie care avea acolo că să fie crescut pentru copilul. 10 ani de zile. Da. Și pe ei s-a tot așa s-a lasă. Nele, vreau să aud și părerea ta, anume, iată, aici. Pentru că noi cu domnul Mohamad Fard întotdeauna suntem cele două părți a unei balanțe. Tu ești o mamă perfectă, o mamă extrem de dedicată. Asta pot să zic eu, pentru că știu. Cum crezi tu? Cum a procedat eroina noastră? Aș vrea să sper că cel de-al doilea copil va fi lângă tine, pentru că este foarte ușor, Natalia, să arunci cu pietre în cineva, nefăcând nimic de a-l ajuta, știi? Vă întrebați probabil cine este bărbatul care i-a făcut Verei doi copii și ce rol mai are în această poveste. Noi l-am căutat și am reușit să-l aducem astăzi în studio. Haideți să-l cunoaștem pe Gheorghe Rebeja. Bună seara, Gheorghe. Te rog să iei loc acolo lângă Viera. Lasă-i lângă soție, nu lângă mine. Da. Până să începem discuția noastră, hai să vedem un material video ca să aflăm mai multe despre tine. Atenție la monitor. Gheorghe Rebeja are 30 de ani. Bărbatul locuiește într-o casă sărăcăcioasă din satul Dubăsarii Vechi împreună cu stăpâna acesteia, o bătrână de peste 70 de ani. Casa mea e părintească de val, dar chestia îndrășesc la mine e calpodul și eu m-am mutat aici, la Bau. Și părinții sunt morți și turmei la România, a rămas singur el și fratele meu prin Chișinău și m-a primit răspăt cu desul. Deși a trăit o vreme cu Vera, iar din concubinajul lor a apărut pe lume un copil, o întâmplare urâtă l-a făcut pe Gheorghe să-i ceară femeii să plece. I-a spus, ia-ți valița și cu rugi și a dat un deal. Pravilă. Ce ai zis? Ia-ți valița și cu rugi? Da. Acum, în ce relație sunteți cu Vera, Gheorghe? Oh, Doamne, ce relație... Sunteți certați acum? Au avut mulți. Ce-a făcut? Au avut mulți bărbați și eu nu... Nu pot mă uit eu la dezavoi, de tăchie mă lepăda, e servie, e să duce pe la Niestru, pe Luntri, pe la Niestru, pe colo, vine la Niestru noapte, la două, la trei de noapte. Eu cum pot să stau un bărbat acasă, că vine servită, înțelegeți, oameni buni, că am tras acasă. Eu, asta din luna lui august, unde am trăit la gazda, am doi, eu am socotit luni, dar nu iese. Ce nu-ți iese? Că copilul de mine. Nu-i de mine. Eu din luna lui august, e sus la nașica, e de acolo sus la părinții, de acolo, nu știu, s-a dus la drochea, la țiganii ei, cu un bărbat, nu știu cine, o mai dus pe redăci, nu știu, mai făcut...
Cu care bărbat, ca să înțeleg? Nu știu, întrebat-o. Deci voi de când nu v-ați văzut unul cu altul? Noi de mult așa nu trăim. De mult, de mult tare. Zici că de mult nu trăiți, dar copilul este al lui Gheorghe. Cum se întâmplă? Mi se întâlnesc, mama. Vera. Am trăit o habă la cu dânsul și pe urmă iar... Asta cât am trăit noi la gazda cu Vera? O săptămână, hai două săptămâni cât am acolo în gard cu Nanaja. Restul, tu ești la Nanaja, eu m-am dus la gazda și la Vale, tu te-ai dispărțit, te-ai dus și unde ai făcut tu, ce ai vrut tu, eu nu mă interesează. Gheorghe, scuze-mă, te rog, voi, în acea săptămână, chiar dacă e vorba de o săptămână, voi ați avut relație? Nu, da. Și atunci de ce excluzi că poate să fie copilul tău? Da, nu, de atunci. E când ședeam la femeia asta care a fost filmată acolo. Ne-am împăcat, o leac și apoi iar ne-am despărțit. Dar de ce v-ați despărțit? De atât dacă el îmblă cu drujii și mă leapă de acasă. Îmblă numai și bie și se duce și bie și mă leapă de. Vera, tu ce vreți eu de mână să mergi cu mine, da? Da. Acum, haideți să vedem ce ne-a spus Gheorghe mai devreme despre cauzele despărțirii voastre și nemulțumirile lui. Atenție la ecran. Eu vreau bărbat mult. Nu satură. Cu 5 mașini, cu 5. E ca la casa părintească la mine, de Vale. La colțul pădicii, 5 erau. 3 afară, 4 afară și 1 mașină. Dar tu cât mai îmblat pe pod? Nu te uiți la tine, că ți-o iei îmblat tu. Măcutași, Gheorghe. Trebuie un draltul. Sora mea, da, într-adevăr, m-a luat de mână și m-a dus acum la fața. Dar tu și așa avem, așa, așa nu avem așa relație cu tine să trăim amândoi. Da, ce? Înțelegi? Eu înțeleg vieră și folos când înțeleg. Asta-i traie la tine. Asta nu-i traie, asta-i... Doamne, iar... Da! Mai sude? Ieți valița și culunghiși, atât cum ne-a. Eu sunt grădecis asta, nu că tu ieți cu valița și culunghii. Dar când trăie Costic, mi-a zis să lert, că-i mort. Când te-a dus, m-a dus la ne-a la tatu. Și-o-ți corinte. Gheorghe, deci ca să înțeleg, tu vrei să spui că Vera este puțin un singur bărbat? Vrea mai mult? Sau? Da. Da, așa s-a coate asta, el. Asta sigur eu. Gheorghe, deși văd că ambii aveți ce să vă spuneți unul altuia și aveți multe supărări, am înțeles că tu totuși ai fi gata să te muți din nou cu Vera și să trăiți împreună. Așa le-ai zis colegilor mei înainte de a veni în platou. E adevărat? Da. Da, nu știu. Trebuie să-mi venim. Gheorghe, ce vrei să faci? Ca să înțeleg. Mâine ți este această femeie străină și v-ați spus la revedere și ai plecat fără niciun fel de angajament? Sau totuși vrei să trăiești cu Vera în anumite condiții pe care tot tu trebuie să te gândești cum le creezi? Dacă facem dancaua și e meu, eu nu dau într-o parte. Lasă-o să mă arunc mine acasă. Uite, aici mă angajez eu și întreaga noastră echipă că vom face testul ADN pentru viitorul copil atunci când se va naște. Mm-hmm. Ca să aflați voi ambii care este adevărul și până la urmă dacă tu sau nu tu ești tatăl acestui copil. Acum este imposibil acest test, dar vă promitem că va fi făcut imediat după ce se va naște. Dar vreau să te întreb altceva, Gheorghe, aici. Dar ce poți să ne spui despre primul tău copil? Din câte am înțeles, tu pe el l-ai acceptat. Paternitatea ta, o recunoști? Da. Pentru Veronica? Da. De cât timp nu te-ai văzut cu fata ta? De 9 ani. Anastasia, te rog să ne spui și tu. Când l-ai văzut pe Gheorghe ultima dată, dându-și interesul pentru copil? Când era Vera la mine, a fost odată. Și i-a dat o bomboană pe dulap și apoi m-a văzut odată. Fetele erau la șireadă. Și le-au văzut și am fost poate vreo jumătate de ani în urmă. El merge cu bicicleta pe lângă magazin acolo, în centru. Și zice, fata a venit acasă, că el le cunoaște din poză. Și zice, m-am întâlnit mamă cu Gheorghe. Și îmi spune, fata, dă-te la o parte, eu zic că și eu m-am dat într-o parte și el a trecut pe alăturea.
că asta nu am cunoscut-o. Nu o cunoaște. Tu nu ți-ai recunoscut copilul? N-am cunoscut-o la față. N-am cunoscut-o, corect. E corect, e corect. Bineînțeles, dacă nu ai văzut-o de 9 ani de zile. Eu văzut-o în timp de 9 ani, vă două ori. Am văzut, de vreo două ori, tocmai de două ori, 9 ani este un record. La 4 ani, când a murit socru, tot am fost la dâns și la mort. 4 ani avea Veronica. De atunci n-am mai văzut-o. Gheorghe, acum, după ce mi-am dat acest angajament despre testul ADN, mă întreb dacă mai merită cuiva ceva să-i demonstrăm. Pentru că acest test costă foarte scump. Mai merită să-ți demonstrăm paternitatea acestui copil atâta timp cât ne-ai spus că nici de primul pe care îl recunoști nu ai grijă? Tu mai ai copii? În afară de Veronica? Nu. Da, Vera, tu ai iubit vreodată pe Gheorghe? L-am iubit. Ai iubit? Și Gheorghe iubită. Și probabil și încă îl mai iubești, nu? Amuia nu știu. Vera, ești supărată, dar dacă scoatem supărările și toate frustrările, toate dezamăgirile într-o parte. Nu, eu multe probleme am avut cu dânsul și oșigane și mai multe probleme de atât așa. Eu întâlnesc, dacă eu te-o bătut, tu așa spui, te-o bătut, că nu știu și, că ai făcut un copil primul, deși a doilea tot cu Gheorghe l-ai făcut. Deși tot în Gheorghe te-ai dus. Trebuie să-l faci cu altul, să-l iubești, copilul care să-l alte. Dacă nu-i de mine. Și tot în mine îi bate. Eu nu sunt cu Gheorghe, dar într-adevăr așa este. Gheorghe te-a bătut, Gheorghe e rău și tu mai faci un copil tot cu Gheorghe. Vera, al cui este acest copil? Tu ești, tu știi? Ea lui. Ai încercat să-l convingi, pentru că aici este foarte neîncrezător. Ai încercat să-l convingi, cumva? Să-i spui, să-l convingi că este copilul lui. Da, i-am spus să-i la poartă, el a fost la mine și am grit cu dânsul. Ce? Și i-am spus, zic că e copilul tău. Cum să nu știi pe copilul tău? Hai să vedem ce ne-ai spus mai devreme despre asta. Atenție la ecran. Și am arătat snimcuța și de la dânsa. Și am spus că e tău, fata, e ta. O să crede că nu știu, dacă e a mea și că eu mă răspund și că dacă nu e a mea și că eu nu mă răspund, dar cum să nu știi pe tău, zic. Zic că m-a cu tine atunci și m-am împăcat. E, tu cât ți-ai avut și cât ți-ai, zic, mai. Să cât am avut, a fost în trecut asta și n-am umblat cu dânșii și nu te-am schimbat, dar prost așa, grăiem un altă pe telefonul, dar așa, așa zic că nu, cu nimeni n-a fost. Gheorghe, totuși nu te-au convins argumentele Verei, da? Dar cum crezi, al cui este copilul? Dar ești convins că nu e al tău? Dar eu vreau să te întreb, tu mai vrei să locuiești cu Gheorghe împreună? N-aș vrea, da. Deci tu nu vezi, dacă de exemplu se dovedește că acest copil este al lui Gheorghe, că oricum vom face acest test ADN, așa cum e reacția lui Gheorghe, o vom face, oricum, măcar tu să știi. Cum îți vezi viitorul? Îl vezi pe Gheorghe în acest viitor, alături de tine și de copilul vostru? Nu, nu am văzut. Nu? Mm-mm. Haideți să vedem ce cred și experții noștri. Cum credeți, stimați experți? Va putea Gheorghe vreodată să-și asume rolul de tată? Părerea mea este, o să vă reunificați forțele, toți patru care sunteți aici, și eu cred că îngerașa care este alături de voi, stă acolo și a suportat multe lucruri până aici. Eu spun, jos pălărie, doamnă, bravo, dumneavoastră, doamnă ajute și o să fie într-un ceas bun, vă pup pe toți. Domnule Coval, eu vreau să aud părerea dumneavoastră la aceeași întrebare. Cum credeți, Gheorghe își poate asuma rolul de tată? Gheorghe, sincer, îți spun, eu te simpatizez. Faptul că ei în glumă, e glumă, dar văd în ochii tăi că poți. Deci primul pas care trebuie să faceți după ce vă împăcați, vă legalizați relațiile și dacă ai poți să faci o încăpere în care să încapă valiza ei și hulubașa ei,
Eu te asigur că o să primești atâta căldură și dragoste din partea ei, ca ei tu azi nici nu aștepți. Ceea eu vă doresc succes și înainte. Mulțumim! Undeva această familie are viitor. Dar acum, principalul trebuie vorbit în numele cel mai sfânt și înalt, care este copilașul, care este nunt și care trebuie de grabă să nască, care nu poate decide. Trebuie să nască și apoi trebuie să crească. Și desigur, părerea mea că aici trebuie o implicare de urgență, fiindcă la momentul actual e singură noastră, poate să discurce și nu știu ce părere are Gheorghe, dar aici trebuie implicarea autorităților și, cum a spus dumneavoastră, s-au trebuit ieri, dar cred că trebuie să implice începând de mâine și sunt multe acțiuni care trebuie de le întreprins și după aceea vom face pas cu pas și vom vedea mai departe cum ar fi. Ce spun autoritățile? Autoritățile, ne vom implica în hotărârea tuturor problemelor care au apărut în familia respectivă, dar vreau să spun că și le am acordat atenția cuvenită, dar vreau să spun că și schimbarea trebuie să înceapă de la Gheorghe și de la Vera. Dacă ea să aibă dorință să schimbe unul față de altul și să facă o familie, înseamnă că celelalte noi îi le vom acorda. Ne vom implica și le vom acorda. Dar dacă ei nu a să reușească, dacă ei nu a să reușească? Totdeauna, dacă Gheorghe și cu Vera n-ar și împreună, totdeauna noi n-ar să-i lăsăm, n-ar să o lăsăm pe Vera. Baltă. Da. Mulțumim, domnule Burcă. Vera, eu îți doresc, măcar cu al doilea copil, să te simți mamă cu adevărat. Măcar cu al doilea. Și să ții cu dinții pentru copilul tău. Și să nu permiți la nimeni absolut să-ți ia copilul din brațele tale. Mulțumesc. Sănătate multă. La final de emisiune mă adresez vouă, spectatorilor noștri. Heroinei acestei emisiuni însărcinată în luna a șaptea îi lipsesc cele mai elementare lucruri de care ar avea nevoie un nou născut și mama lui. Haideți să o ajutăm. Fiecare cu ce poate. Pentru asta vă rugăm să sunați la numerele de telefon afișate acum pe ecran. Unul este al redacției noastre, iar celălalt e al Verei. La fel puteți să ne scrieți pe rețele de socializare. Vera, și la final vreau să mă adresez ție. Noi vrem să te ajutăm, pentru că suntem convinși că orice persoană are dreptul la o a doua șansă, mai ales o viitoare mamă. Noi sperăm foarte mult că tu îți vei reface viața și vei demonstra că meriți acest copil, pentru că este un mare dar. Da. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.